Te rețin și eu puțin, da viștoarea, manager. O singură chestie, am văzut că ai și mască și șapă. Să-ți alegi una din ele. A, scuze-mă. Că știi care, nu, știi care trebuie, ești prea dubios, să zic sincer. Adică ești prea mascat. Da, întoarce-o așa mai bine, sau poți să o dai jos. Cum vrei tu. Da, mai bine dă-o jos, că asta, după aia lumea se sperie, știi, și alte chestii. Ei, așa să vedem. Te salut. O singură chestie, de când cu virusul ăsta, căruțul să-l ții așa, cu două degete și cu o singură mână. Da? Da, deci doar o singură mână și două degete, că știi cum e cu virusul ăsta, știți cum e, să nu o transmitem pe toată raza. Să luați plasele de jos, să nu mai țineți jos, le țineți în mână. Vă rog eu, că m-am luat capul deja, le-am zis la toți. Stați așa o secundă, mergeți, nu mai mergeți așa grupați, că știi cum e cu COVID-ul, mergeți în șiridiană, adică unul spate la altul. Hai să vă văd. Să vă văd prima dată, cum ajuți. Așa, perfect. Am primit un apel. Mergi prea vagabonțește, prea, adică induci oamenilor o stare de panică. Când mergi prea... Vorbesc serios? Vorbesc serios, asta e regulile aici. Adică... Bă, cum mergi, bă? Normal. Adică să mergi mai relaxat un pic, oamenii se sperie când văd că... Adică m-au sunat să vin să zic, știi? Nu am venit degeaba. M-au sunat de sus. Vorbesc serios? Vorbesc foarte serios. Deci asta e regulile, să mergi mai relaxat, să nu sperii lumea. Mai ales cu COVID-ul ăsta, știi ce au luat toți paranoia. Bă, nu faci vreo glumă. Nu fac nicio glumă, crede-mă. Deci asta e regulile. Crede-mă, m-au sunat și mi-au zis ca să zic. Dacă se poate să... Nu, uite, să mergi mai așa, mai liniștit. Uite, hai să mergem amândoi, să ți arăt. Auzi? Scuze-mă, te rețin puțin. Da, vezi tu la manager. Am primit un apel și trebuie să zic ceva. Mi s-a comunicat că arăți prea bine în ziua asta și faci toate fetele geloase din jur. Mulțumesc! Serios, mulțumesc. Și un pic mai așa, mai decentă, da, mai acoperită. Mai cocoșesc, ce să fac. Și încă o chestie, mi s-a zis că ești foarte singură. Tot așa mi-a un apel. Măi, să știi că nimerești bine. Am nimerit? Păi și atunci cum facem? Că eu sunt manager și trebuie să am grijă de toate aspectele. Da, mulțumesc. Nu, sunt chiar acum, mă, ce dai cu prietenul meu, dar da? Suntem împreună. Mulțumesc. A, am înțeles. Dar promit că, uite, dacă nu mergi în seara mă găsești asta aici, cu el, mă găsești aici. Găsesc. Te-am bubat. Stai să-ți iau și numele. David, gata. Să mergeți în șir indian, să nu mai mergeți unul lângă altul. Am înțeles. Deci în șir indian. Să nu mai stai picior peste picior. Am văzut că stăteai și așa sunt regulile, mole. Nu poți să stai așa? Nu poți să stai așa mult. Așa sunt regulile. Aveam o stăpână. Păi da, sunt noi acum. Deci nu poate să stai... Nu poate să stai picior peste picior. Dacă nu faci... Dacă nu faci așa, pleci din mol. Da, nu poți să stai așa. Nu poți să stai așa. Pentru că să zic de ce, fii atent. Tu calci pe jos, da? Și poate cumva ți atingi cu talpa, atingi aici, știi? Astea-s regulile. Nu le-am inventat eu, să știi. Deci, de asta zic. Bine, salut. Am uitat să zic ceva. Era o farsă, suntem cu camera acolo. Lasă-mă. Vorbesc serios. Da, lasă-mă. Te-ai prins. Salut. Eram cu camera, făceam o farsă, frate. Uite camera acolo. Era o farsă, frate, suntem cu camera acolo. Nu e pe bune. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați, dați un mare like și de asemenea nu uitați să dați un follow pe pagina mea de Instagram, David Stebară Jos, unde o să postez preview-uri și update-uri cu următoarele clipuri. Până data viitoare, v-am pupat, pa!